Artur! Bine ați venit din nou pe tărâmul regelui Artur la Ceptura. Ce s-a mai întâmplat? Îmbunătățiri? Ia uite, casa prinde culoare, contur. Prinde contur, domnul Răzvan, dar ce s-a întâmplat? Că pe ce stați dumneavoastră acum, rândul trecut nu era? N-aveați pe ce să stați? Da, când râdeam eu de tine. Când râdeați de mine, ce mai râdeați de mine acum? Ia mai urcați-vă o treaptă să vedeți ce bine e. A? Cum e? Stai să le și vedem dacă tot vorbim despre ele. Ca să încep cu începutul, scările știți că au fost acolo, în partea aia. Uitați, aici, de unde am plecat eu. Rândul trecut, de aici am plecat. M-am chinuit cu Ramona, cum am putut. Le-am demontat aici. Le-am carat cu căruțul, cu roaba. Le-am pus acolo. Eh, acolo a fost mai greu. Până când le-am montat, până le-am pus pe poziție din nou. Că nu mai reușeam să le mai pun, că ele s-au fermat. Nu le-am mai scos întregi, știți? Și am reușit, am pus prima treaptă, a doua și ultima jos. Am săpat pe lângă ele frumos, am pus treapta, le-am aranjat, am băgat și umplutura aici, la nivelul ăsta, că așa o să vină camera aia care va veni aici, o să vină la nivelul cărilor de acolo, o să intri pe scări. Am tras placa aia de acolo, am pus-o acolo. Da, deci prima placă de acolo a fost aici, în locul ăsta. Placa, uitați, chiar placa... Chiar placa asta de aici, placa asta de aici care stau eu pe ea, a fost acolo. Vedeți că mai e una acolo, aia am lăsat acolo. Iar placa asta de aici a fost aici unde e gaura asta. Uitați, chiar aici. Aici a fost. Unde stau eu acum, în gaura asta. Chiar aici, în pătratul ăsta a fost. Unde mai sunt încă una, două, trei și încă una acolo, patru. Și pe astea o să le iau, să le pun tot așa în coace. Deci ce a fost aici o să fie aici, în fața casei. Și placa asta de aici, care stați dumne, care stăm noi pe ea, rândul ăsta, ăsta va rămâne pentru că ăsta va avea legătură. Ești din casă de acolo, mergi pe astea și are legătură cu aleea direct la poartă, continuitate, până în drum. Deci ca să luăm o imagine mai de ansamblu, scările arată cam așa acum, a? Da. Bine, scările o să vină reparate, dar în primăvară, că acum nu mai am cum, știți? O să pun niște plasă de buzou pe ele, niște, îi fac cofrac și o să torn, le scot la drept scările. Că pe ele va veni gresie. Și nu orice gresie, gresie roșie. Cum am văzut la un cumnat al meu la Bălțești și a făcut baia, e o minune. Nu-ți vine, intri ea, nu-ți vine să mai ieși. Eu am intrat în ea și nu mai găseam ușa, mă făceam că nu mai găsesc ușa. Roșu sau cum era? Roșu cu alb. E, mă, ce să mă, e o frumusețe. Și am pus placa asta aici, încă n-am reușit să o pun bine, că e grea, vă dați seama, are peste 500 de kilograme, de-abia am adus-o pe niște pârghi, am un lemn rotund sub ea acolo pe care am dat-o datura pe lemn, că nu puteai să o aduci de aici, că e grea, nici nu poți să o miști în loc. Ramon a zis că să miră cum am putut eu să clintesc pietroiul ăsta, să-l aduc de acolo, să-l pun aici, dar acum... Ce ți-am pus greșit, Artur? Hercule trebuia! Corect! Corect! Așa trebuia, pentru că, vedeți dumneavoastră, eu am fac lucruri pe care dumneavoastră cred că nici de un cos nu puteți să le ridicați. Am ridicat placa asta, scările astea care sunt destul de grele. Numai o bucățică de-aia, de-ntreaptă de acolo, dacă vă dau și nu o puteți să o ridicați. Da, păi să ridicați tot panoul ăsta, că ăsta, la scara asta aici, panoul ăsta, uitați, atâta e de mare. Așa l-am adus, uite-l. De acolo, așa, până aici, până partea asta, o bucată, partea aia o bucată iar, că n-am putut să le pun pe căruț. N-am putut să le ridic, nu le puteam ridica. Și a trebuit să le iau așa. Artur, ca să te și laud acum că te-am certat la vremea respectivă, dacă întorc un pic camera, vedem aici că ăsta mai făcut un pic de... Curățenie, domnul Răzvan. Nu, de toamnă, domnul Răzvan. Ce se întâmplă cu minunea asta? M-am gândit că să aveți și noi curățenie în curte, să nu mai veniți de fiecare dată să o luați roata și dumneavoastră pe la poartă, să alunecați, să vă împiedicați. Veniți frumos pe trepte și pe alee, frumos o să veniți. Bineînțeles, pe aleea de la primăvară, de la primăvară încolo o să veniți pe aleea aia de gresie care v-am spus eu. Pentru că gresie o să pun până la poartă și am de gând să torn beton și în curte, să pun gresie și la ieșire pe porțile mari. Și porțile mari se desfințează. Să se pregătească că vine regele să o cumpere. Și cam atâta îmbunătățire acum. Am zis cu Ramona, zic, de aici, partea asta, încolo, că aici ar mai fi bucățica asta, ar mai fi de sapă, să o rezolvăm și pe asta, chiar dacă e hârtoapele astea așa, dar cel puțin nu mai e gunoi.
E curtea. S-a liberat curtea și... Amândoi am făcut. Păi ia, Ramona a săpat, practic m-a lăudat degeaba pe mine. Că nu eu am săpat partea aia de la poartă care ați văzut, aia a fost mâna lui Ramona acolo. Eu doar am luat gunoiul de aici. Atât. Că ea a spus că ea nu bagă mâna în gunoi, că n-am avut lopată, l-am încărcat cu mâna. Și a spus că ea nu bagă mâna în gunoi și a zis că zice, eu mă apuc și sap iarba. E bine și așa zic, că știți ce iarbă mare era aici. Și s-a apucat și a săpat iarba. Era ca aici, exact ca aici era. Și aici exact în linie dreaptă, până aici să venim și de aici o să mai golom și pe asta. Că vedeți, a început să mai topească de brumă, de frighia, cade jos și o tragi cu sapa, o dai la vale. O aruncăm. Și în rest, așa, alte îmbunătățiri acum, ce să vă mai spun... Să încep cu începutul. Deci cu casa pe afară cam asta este, mi-a mai luat tablă.